Continuăm astăzi interviul împreună cu invitatul nostru, Nicu Vinars. Data trecută am început o mărturie de întoarcere la Dumnezeu. A cântat în grupul Sonor, care a devenit Harul. La un moment dat, unul dintre membrii grupului a trecut, s-a oprit, veneau de la o nuntă, s-a oprit să împartă banii, berea ce aveau acolo, pe marginea drumului, în câmp, și unul dintre ei a simțit așa, a auzit o voce, trece în partea cealaltă, a trecut dincolo, a văzut o cruce pe care era data lui de naștere, a avut impresia că este și numele lui acolo, și acolo s-a pus în genunchi lângă cruce, s-a pocăit colegului, Octavian Luncan, și el a fost la vieți transformate. Astăzi, Nicu Vinars, partea a doua. Mulțumim de prezență. Da, mă bucur și eu că pot să contribui pentru lărgirea Împărăției lui Dumnezeu și pentru scoaterea celor care sunt acolo, încă mai sunt, pe unde am umblat noi, în lumea aceasta, în desfârâu, în o specie, cum spuneam. Era tuboșar în grupul Sonor. Da, eu eram tuboșarul, da. Da. A fost momentul când ați dat cu o sticlă de bere, după soția dumneavoastră a spart ușa cu sticla de bere și atunci a spus, gata, aici s-a terminat. Da. N-ați lovit, o slăvit să fie Domnul? Nu. Eu cred că a fost pentru mine ca un șoc să mă trezească că se poate întâmpla ceva mai grav. Dar când nu erați băut, erați niciodată. Bun. Vai de mine, dar mă uitam la ea și o iubeam și o iubesc și... Nu, dar băutura... Nu mai puteam să controlez eu nimica. Nu, ea mă controla pe mine. În ultima perioadă, vreau să spuneți că de când am promis lui Dumnezeu că mă întorc la El, dacă scapă ăla. Deci în alea 3 luni, nu neapărat. A trebuit să interveniți, se băteau, da. Erați administrator la un cămin, într-o cameră, se băteau doi în episodul trecut, da. Și l-ați lovit, a căzut, a dat cu capul de cement și 3 luni a stat în spital. 3 luni de zile și a revenit, dar în astea 3 luni de zile eu am luat-o pe calea aia altă, mai urâtă, cu băutura, cu... Da. Erați în pericol să intrați în pușcărie? Eram posibil. Ce mai? Dacă ăsta murea, eram gata. Și era toată familia marcată de lucrul ăsta. Numai la asta mă măcina gândul că copiii mei vor fi cu urmările astea. Da. Deci v-ați întors la Domnul. Data trecută am rămas... Ne spuneați despre cineva care s-a pocăit, s-a întors la Domnul lucrând la mașină. Da. Între timp, după ce m-am pocăit, mă uitam pe geam, la bloc, la etajul 4 și vedeam pe stradă mulți oameni trecând, nu știu ce. Și mă uitam și ziceam, vai, dar cunosc și pe ăsta, și pe ăsta. Deja îi vedeam pe toți muldari, îi vedeam pe toți nelegiuiți, îi vedeam urât. Eu ziceam așa, în gândul meu, îmi spuneam, vai ce mi-aș dori să fiu eu și familia mea undeva, să treacă un râu și să fie multă verdeață și să ies de aici, nu mai suport. Nu credeți că nu durează mult? Și după Revoluție, atunci au început să vină în țară familia Oglice, Mia și Costel Oglice. Acum era nevoie la tabăra Brădățel de oameni de lucru pe acolo. Fratele meu era foarte bun bucătar, Opreanu ce a plecat la Domnul, foarte bun bucătar. Și au venit la mine și m-au chemat. Și au zis, Manicu, nu vrei să vii cu mine, uite așa, așa, așa. Tabăra Brădățel e aproape de Hațeg. Da. 20 și ceva de kilometri de Hațeg. Zic, da, cum să nu? În munții Retezat. Da, exact. Dar cum să nu? Zic, cum să nu vin? Și cu soția împreună ne-am dus. Când am coborât acolo din mașină, foarte interesant, am mers într-o dubă, n-am văzut unde mă duc, că n-aveam loc cu toții, familia Neicon din Hațeg, Mircică, cu așa, Bubu, cum îi spuneam noi, m-a băgat în dubă, zice, Nicule, îmi pare rău pentru tine, numai în dubă este. Stai că stau. Când am coborât jos, când am văzut apa, când am văzut verdeața. Exact ce v-ați dorit. Exact ce mi-am dorit. Zic, aici e locul pentru mine. Fratele care răspundea de tabără acolo, zice, ați venit să începem. Nicu Tătare, păstor. Ați venit să începem. Dar aici e de lucru, măi, dar... No. Ce e de făcut? Păi sparte canalele, curge apă. Eu sunt sudor. Am lucrat și cu sticla, să deam, cu oglindă. Cu oglindă, cu electrodul îndoit. În țeavă? Jos, în cămin. Deci foarte greu. Deci nu poziții, se vedea acolo. Numai cu oglinda. Wow. Unde-i sudura? Unde-i crăpătura la țeavă? Da, pușca peste ea. În sfârșit, asta a fost un moment când... Și să lipea?
Da, cum? Ieșa sudura electric? Bine? Sigur, că se poate. Aveam, artist ca la aveam tobe? Aveam panson, adică eram recunoscut ca și autorizat, lucram la blocuri. 30 de ani, eu dacă aveam o semnătură pusă acolo, orice s-ar fi întâmplat, ne ducea din 6 în 6 luni sudura la probă. Da. Și se lua sudura pe sărite? Făceam o probă de sudură, 20 pe 20, două eclise, sudate, bine, bine, bine și pe parte și pe alta și pe aia ducea la forță. Da. Interesant. Da, am la pus blocuri, la punct... Sudurile, la blocuri sudurile, da, s-au făcut bine care în caz sunt de cutremur? Făcute, da, da, care sunt făcute pe structură de betoane, pe da, pereții din beton. Venea și îl punea cu macaraua jos, așa era pe vremuri. Da, am văzut, am văzut. Punea cu macaraua da, și îl punea într-o tendon de la ce îl strângea și restul era pe mâna sudorilor. Creștea blocul în... Păi, dar venea gata, făcut. Venea cu platforma aia de... Îl trăgea, punea, cred că, o scară întreagă. Și în cât timp? Într-o săptămână, două luni? Cam două, trei săptămâni era ridicat blocul de patru etaje. Da, mergea repede. Și băgam și noi. Și sudam cu bec de 500 pus pe macara. Și se vedea toate... 500 de vați. Da, da. 500. Și noaptea tot. Și noaptea. Sunt schimburi. Nu, în sfârșit. Tabăra am pus-o la punct să funcționeze. Și atunci fratele Nicu Tătar au zis, măi, eu n-am... Nu-i locul meu potrivit aici. Tu trebuie să fii aici. Eu? Da, tu trebuie să fii aici. Tu trebuie să fii aici, că tu ești și meserea și nu, nu, nu. Eu am făcut că nu au avut cine. Dar tu trebuie să fii aici. Și după grupul ăla ce l-am făcut noi cu păstorii din toată țara, s-a întâlnit pentru prima dată după Revoluție, la Brădățel, începând de la Paul Negruț, de pe la București, de peste tot au fost frați. Ce să vă spun? Pentru noi a fost așa o, cum să vă spun eu, o încărcătură spirituală, proaspăt întors, eu și soția mea. Fratele meu tot timpul mă băga la cursuri. Du-te, du-te tu acolo, du-te. Cursuri biblice. Biblice, normal. Cu, v-am spus, cu familia, oglice și... A fost ceva foarte, foarte interesant. No, și acolo la Brădățel... Cel care lucra la mașină? Cel care lucra la Brădățel. Aveam un microbuz cu care făceam aprovizionare și mi s-a stricat. Și m-am dus la Brazi undeva mai jos și la șeful de jos, da, și a zis, da, imediat vă trimit. Și când vine ăsta la mașină, mă vede, ăsta făcea nedeile. Cel mai tare nedei de acolo din zonă, de la Clopotiva, el le făcea. Un fel de rugi, cum sunt da, banat rugile, rugile așa. Cum sunt banat, da, da. Și când m-a văzut, bă, Nicule, bă, am auzit că v-ați pocăit. Eu aveam prima casetă a grupului Haru. Era înregistrată cu, așa, cum s-a putut. Și am băgat caseta și în timp ce lucra la roată, la mașină, am avut ceva probleme pe acolo, nu mă-l văd că plânge ăsta. Bă, dar ce-i cu tine? Bă, dar nu pot să cred, bă. A început să zică. Și titel s-o pucă, da, mă. Și Tavi, mă, da, mă. Vili, da, mă. Bă, dar eu ce mai aștept? Eu ce mai aștept? Corect. Doar eu sunt tot din echipa voastră, da, dar sub altă formă. Și vreau să spun că acolo l-o primit pe Domnul, m-a rugat cu el și am mulțumit lui Dumnezeu pentru el, că acum este... Da, bine. Slavă Domnului. Da. Ați avut o experiență interesantă cu fata dumneavoastră. Da, tot la Brădățel, mi-a dat-o Dumnezeu pe Rebecca, pe cea care așa am luat eu și am înțeles eu că Dumnezeu zice, bă, dacă te faci băia cu minte, îți dau și dorința ta, adică o fată. Și la Brădățel... Pentru cei care n-au prins episodul anterior, îi spunea soției, nu ești în stare că nu ești în stare. Pe da, ce? Tu nu ești în stare să-mi faci o fată? Uite, ăștia au fată, ăla așa, 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 așa. Și atunci ce-o zis Dumnezeu? Băi, copilul ăsta s-a făcut băia cu minte și acum toate sunt, merg ok. Ne trezim că soția mea, după 11 ani diferență între cel mic care, la Timișoara, Cătălin, că... El cântă flautist la... E flautist la operă. Operă, da. Da, și cel mare dirijor la Târgu la Mureș. La Târgu Mureș, da, da, da. Deci sunt domeniul muzicii. Și Rebecca, și ea, solistă, cântă și ea. Deci, dar? Tot. Dar, să vedem mai puțin mai încolo. Deci acolo
soția s-a simțit mai rău, nu știu ce, și vine un medic de la Deva, Liviu Rad, un frate de noi, venea întotdeauna lunea, după duminica, când era obosit, venea să se relaxeze și vineau mulți păstori la noi, dar fratele Liviu, din Deva, fiind, ne-am apropiat așa un pic el și frate Liviu, probleme, nu știu, tot vomită. Florina, trebuie să vii la cabinet să vedem dacă nu fi ceva pe acolo. Ne-am dus a doua zi, o pus la eco, nu știu ce. Nicule, mă chem la binecuvântare peste 7 luni. Eu am strigat așa, aleluia, asta-i fată. Florina și-a cerut iertare și de la domnul și de la Rebecca. Nu a spus față de fratele Liviu, dar au spus că noi ești afară, tu nu știi ce spui. Să mai avem noi copii acum? Nu mai, nu știu, nu, dai seama, copiii mari și... Măi, asta e fata mea, mă, nu se cunoștea cu ei, nu se vedea ce și cum, erau niște lucruri de la băbești care... În sfârșit, fata a fost, bucurie mare, la Brădățel am ținut binecuvântarea și la Brădățel am mai dus-o prin căruciorul care cum veneau în tabără, că veneau de la 200 de persoane în sus până la un moment dat, Domnul mi-a dat putere și mie și cu familia întreagă și... Am mai avut mineri aproape de noi acolo și mă duceam cu microbuzul și aduceam și băgam și lucram și au ajuns o tabără la un nivel destul de bun în momentul când am plecat-o de acolo, că eu am stat 6 ani acolo. 6 ani? 6 ani, da, 6 ani am fost acolo. După 6 ani, deci a venit de la Oțelul Roșu cineva, o cantină de copii ăștia al străzii și au zis, ce n-aș da să am o familie ca voi, lângă mine. Mi-e foarte greu, nu mai pot. Era un medic, Vali Boșneac. Și, no, într-una din intersecțiile drumurilor noastre, nu vreau să mai răscolesc, nu vreau, atunci am luat hotărârea să renunțăm la să sta în munți acolo și am plecat la... Unde? L-am sunat pe Vali. Vali, spuneai că vrei să... Hai că și noi vrem să slujim sub o altă formă. Florina la bucătărie și eu administrator iarăși cu copii, cu ei, am învățat meserii, sudură, pus faianțe, gresie, timp cu el. Ne-am făcut o echipă chiar să ajutăm pe cei care n-au cine să-i înmormânteze. Le-am spus eu mortal grup. Mergeam și le făceau copii, făceau gropile, nu știu ce. Făceam lucruri... benefice pentru ei, pentru viitor, să aibă o tragere, că cu cartea nu prea erau ei așa, nu se împăcau. Dar fetița dumneavoastră? Fetița mea, atunci am luat, avea 1 an și jumătate când am plecat la Oțelul Roșu. Acolo o duceam dimineața și o luăm seara. Asta era viața noastră de familie acolo. Era la început, am avut mult de lucru și Florina cu bucătăria, cu tot ce era acolo, erau peste 100 de copii. Și n-am putut să ne dăm seama de ce handicap s-a născut ea sau i s-a declanșat între timp. Noi nu știm. Nimeni nu a putut să ne dea o explicație. Dar când s-a închis după 6 ani acolo, cam pe la 7 ani jumate, 8 ani am venit în Hațeg, s-a închis tabăra, cantina, centrul acela s-a dus pe tip familiar, cum era cu 10 copii, nu mai era o instituție. Și cum v-ați dat seama că are un handicap fata? Asta vreau să vă spun, când am ajuns acasă la Hațe, că aveam un telefon în hol, de multe ori fugea la telefon când suna și îl punea la urechea stângă, după aceea trecea din coace. Sau când vorbeai cu ea, întorcea capul așa. Sau dacă dormea pe partea dreaptă, poți să uiți, nu se trezea. Când o trezeam să meargă la școală, când era... De la școală ne-a chemat învățătoarea și a zis, domnul Nicu, sunt probleme. Am pus-o și în prima bancă, deși ea era mai așa, au pus-o mai în spate. Același lucru, mă pune să repet. E o problemă. Să mergeți cu fata undeva la, nu știu, să nu fie o ceară, ceva, sau mă rog, ceva la urechi. Și ne-am dus la cabinet și ne-a spus de acolo, de la Hațeg, mi-a dat trimitere, mergeți la Deva, un cabinet special. Acolo ne-a spus ce vă spun acum, nicio șansă pentru urechea stângă. Ca un telefon fără fir. Surdă de tot? Da, urechea stângă zero. Eu am hârtiile. Îmi pare rău că mi-am grăbit și că am ieșit la lucru, dar eu pot să vă trimit
să vă fac o copie la, la dosarul la care l-am. Și ne-a spus de la Deva, nicio șansă, urechea dreaptă, sunt semnale că apărea cum stânga nu ridicată deloc. Noi eram față în față cu ea, într-un cabinet cu sticlă acolo. Și urechea dreaptă o ridicat, minus 23 de decibeli, dreapta. Nu știu, până la 0 ar trebui să fie sau cum? 100. A, 100? 100. Da, asta era 0. Absență totală. Asta la altă era minus 23. În sfârșit, când am văzut ce-o zis, doamne, nu se poate, zic eu, băiatul meu cel mare era student în Cluj, la Academia de Muzică. La conservator? Da, a terminat în Cluj, da. Dima, acolo. Și zic, avem băiatul în Cluj și știm Cluj un pic, mergem la Cluj cu ea. Da, vă fac bilet și trimite, dar când veniți de acolo să treceți pe la mine să-mi spuneți rezultatul. Același rezultat ne-l-a dat la Cluj. Pentru urechea stângă nu se poate face nimic. Doctor Emil Tomescu și o grămadă de titulaturi în față. Și atunci am zis, bun, el ne-a propus să o operăm de urgență. Și am zis, domnul doctor, mai lăsăm puțin până trec sărbătorile astea în decembrie. Să treacă sărbătorile și atunci o programăm și eu programat pe data de 9 ianuarie să o operăm. Dar colegii mei de trupă, acum grupul Haru, deja erau invitați să cânte la o conferință de post și rugăciune. 3 zile de post și rugăciune la Felix. Acolo unde Străjerii, fratele Demeter cu Nelupea, cu Calman, mă rog, erau lucrători. Eu am auzit că ei îmi povesteau. Bă, Nicule, te ducem fata la rugăciune, uite la Felix. Dumnezeu face minuni. Dumnezeu lucrează. Și chiar ne-am dus la Deva la o rugăciune la, într-o seară. Și acolo a venit fratele Demeter, trecut pe acolo și i-am spus, frate, uitați, mă, tu ești vinars, mă, tot am auzit de tine, nu m-am întâlnit cu el niciodată. Și am zis, da, eu zic, mă, uite. O chemat fata în față, s-a rugat acolo în biserică și la sfârșit ne spune, băi, știi care e treaba? Tu trebuie să vii cu fata la Felix, acolo, s-au spus colegii tăi, ba da, mi-au zis. No, aduci fata acolo și vei arăta medicilor ce Dumnezeu avem noi. Dumnezeu va lucra. De nu te aștepți tu, nu? Baptistul din mine, trebuie să recunoști așa, spun, na, credința foarte mică. Am zis, na, te doare capul, te doare mâna, trebuie să te vinde, nu te mai doare, dar să fii surd, bine, am trecut și am rămas așa. Am sunat doctorul, deci în săptămâna următoare era operația și conferința. În 9 sun dimineața. Sunt doctorul, domnul doctor, știți, a apărut o problemă. Da, ce s-a întâmplat? Puteți să ne amânați operația? Da, măi, veniți pe 16, după săptămână. Și atunci ne-am dus cu ea la Felix. Ne-am dus la Felix în prima seară de rugăciune, într-un hotel, împreună cu colegii și cu Ligia Bodea, că era și ea invitată din când în când vinea cu noi, pe genunchi, așa vorbește domnul. Bărbatul a venit cu cauza care a venit, nu poți să lucrezi datorită lucrurilor nemărturisite din viața ta. Wow! Femeie, te vei întoarce de pe un drum cu mare bucurie, cu o draz la care ieși din tine. Bun. S-a terminat rugăciunea, zic, soră, dar spuneți-mi și mie. Eu n-am văzut-o pe sora aia niciodată. Am auzit de ea, că îmi spuneau colegii. Tavi, de fapt, că e din Deva, din Biserica Baptistă, 10 copii și proroc. Mă, zic, Tavi, lasă-mă încet. Îi spuneam lui atunci. Până când am trăit eu momentul acesta și am întrebat, spuneți-mi despre ce e vorba. Domnul mi-a arătat ceva, un bazin cu apă și erați să urcați trepții și bazinul era împrejmuit de spin. Nu putea să intrați. Și zic, ce înseamnă asta? Trebuie să aveți o mărturisire, trebuie să aveți o stare de vorbă cu unul dintre lucrătorii din față. Păi zic, mă duc la fratele Demeter, că el ne-a chemat. Aveați păcate nemărturisite? Da. Pe aici, acum urmează. Păi am făcut botezul și imediat am depistat că fata mea câțiva ani a mai durat. La 7-8 ani, na, cât a fost ea, am depistat că e cu handicap. Și atunci am început să judec pe Dumnezeu. Aviz amatorilor. Când începem să judecăm, când începem să nu mai fim mulțumitori față de Dumnezeu, cel rău vine și are putere. Și am plecat
în Franța să câștig bani. Zic, nu se poate, nu se poate. Eu mă duc și umblu pentru ea, pentru tot ce trebuie să fac. Și acolo în Franța am renovat o casă în Paris, în Villejuif. Și la cine am stat, tot timpul punea băutură pe masă, vin. Hai mă, lasă-mă, mă, cu... nu se întâmplă, e din Hațec. Nu se întâmplă nimic, că ai băut un pahar de vin, cu... bă, zic, nu, de aici m-a scos pe mine, nu vreau să mă feresc. De aici m-a scos Dumnezeu și nu vreau să mai pun mâna pe el. Nu e niciun bai, azi am rezistat, o săptămână am rezistat, dar când am început să judec, judecam pe Dumnezeu, ce, am lăsat lumea, am lăsat bani, fală, am lăsat trupa cu care ne-am simțit așa de bine tot. Într-o singură noapte, la nunți, câștigați cât? Trei salarii. Da. Trei salarii. Și erau bani și atunci, pe vremea aia. Dar noi erau foarte bine plătiți. Foarte bine plătiți. No, și am pus mâna pe pahar până la urmă. Ceea ce m-o simțit și nevastă mea. Da. Da. După ce am depistat fata cu probleme. Nevastă mea m-o simțit la telefon. Zice, Nicu, tu nu mai spui din Biblie. Tu nu mai spui ce ți-a vorbit Domnul. Tu nu mai spui de unde ai citit. Ce s-a întâmplat cu tine? Zic, Florina, când vin acasă, îți voi povesti. 5 minute mai avem din emisiune. Da. E chiar finalul. Finalul că a venit acasă și ne-am dus la... V-am spus unde. La conferință. Da. Și acolo Dumnezeu a lucrat într-un chip extraordinar. După mărturisire, că am mărturisit ce am făcut în Franța, am mărturisit că nu pot să-l iert pe respectivul de la tabăra de unde am plecat, nu dau numele, că nu așa, dar am plecat, de un motiv am plecat. Și atunci, râca aia din mine, luam cina și mă întorceam cu capul așa. Și cina ziceam, Domnului. Cina Domnului. Și ziceam așa, nu, nu, el trebuie să-și ceară iertare de la mine. Dar nu eram în păcat. Ca după 4 ani să vină să ne spună că am săpat în voi că n-avea liniște el. Ca un târnac cop. Că vă trebuia să vă determin să plecați de acolo. Ai, confirmarea Domnului. În sfârșit, acolo la Felix, în cameră, trebuia să ne stăm de vorbă cu fratele Demeter. Am mărturisit tot ce a fost de mărturisit. Eu spuneam tot și îl identifica. Duc din iertare, duc de băutură și așa mai departe. Lucrurile care, cu care eram eu certat cu Dumnezeu. Ne-am dus în sala de conferințe, unde s-a întâlnit, o chema fata în față și este... Am avut-o și la Vocea Evangheliei la Cluj. Mărturia cu vindecarea ei. Vă spun imediat. S-a vindecat? Da. Atunci, în momentul când s-au rugat pentru ea acolo, în momentul ăla, este imagine, sunt imagini puse pe internet, Rebecca Vinarț, vindicarea de surzenie. Și fugi la mine, de la ei, de acolo, tati, tati, eu aud. Cum s-a auzit? M-am pus în genunchi, am pus paravan, am pus degetul în urechea dreaptă la care am auzit și zic, mami, tati, căte, mami, tati, căte, repede. Am fugit cu ea afară, din sală și am pus telefonul în ureche, stângă, să vorbească cu ea. Și-au vorbit, bineînțeles, cu fratele său și așa mai departe. Am ajuns acasă, deci, biserica... Deci, pentru vindecare aveți dosar, da, medical clar. Am dosarul. Da. Nu. Eu fac să fac o dublură și vi-l trimit, ca să nu... Nu, dacă întreabă cineva... Dar oricând că... pot să mă sune și confirm, vă trimit poze, vă fac poze pe cum măsurătorile. Și medicii ce au spus? Acum ajungem acolo. Am ajuns acasă, da. Și ne-am dus la spital dimineața, pe 16, și pe hol, asistenta, când ne-am văzut la ce oră ajungem acolo, a zis, domnule, păi dar trebuia să fiți la înainte de 8, că trebuia așa, 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 așa. N-am venit să operăm fata. Fata noastră e vindecată. Cum așa? Vă dați seama că mi-a luat un pic la... Ok, i-am spus eu tot ce s-a întâmplat, s-a dus și-a venit cu... de la domnul doctor, să intrăm în cabinet și să facă probele, în care am mai fost în cabinetul ăla. Prima probă e făcută la audiogramă, a ridicat fata mâna pentru prima dată mâna sus. Când am strigat un aleluia eu cu nevastă mea de mână, aleluia! Prin cabinet, femeia aia a zis... S-a dus la ea, da, căștile. Și a zis, măi, nu ridica halandala mâinile. Numai dacă auzi, pe ea avea în fața ei hârtiile care erau pregătite pentru operație. Da. Și atunci fata, încă o dată, a zis, pe de-aia am auzit la urechea asta. Măi, aleluia. O trecut-o și ăla la alt aparat, două aparate au fost. Așa făcea fata cu mâinile. Acum, de la zero asta, are 120 de decibeli. La stânga. Da. Iar asta de la... minus 23 are 100.
Deci Dumnezeu a făcut de la zero să arate puterea Lui și să arate felul cum lucrează El. Deci noi chiar a fost o vindecare, miraculoasă. Miraculoasă. Și doctorul când a venit jos, că a venit imediat după noi, da mă, vin arșilor, ce s-a întâmplat aici? Că de, mai știam că el. Și numele ăsta, nu e așa ușor de uitat. Să uite el, da mă, așa este mă. Băi, dar ce s-a întâmplat, măi? Măi, fetele, voi către asistente, voi credeți lucrul ăsta? Da, domnul doctor, vă rog să mă iertați, că una dintre ele a înjurat. Și soția a zis, a vrut să zică ceva și a zis, am făcut un gest nepotrivit, vă rog să mă iertați, o cerut iertare de la asistentă? Da, da, da. Și atunci a zis doctorul, mergeți acasă, nu avem ce opera. Aici este totul ok, dacă apare ceva, mă sunați. Până în ziua de astăzi. Cântă fata? Da, e, cântă cu noi în echipă. O aripa grupului Haru, că așa ne spun eu întotdeauna când venim pune merge, grupul Biruința, fata lui Tavi Nuncan, că de-aia am spus aripă, fata lui Tavi Nuncan este la orgă, o cânta cu Cristocentricul prin Timișoara, s-a căsătorit și atunci... În ce an s-a vindecat fata noastră? În 2006. Au trecut și de atunci ani. Da. Și mergem cu lauda și închinarea pe unde ne cheamă frații și mai avem și cât este timp și câte o mărturie. Are și o mărturie la viața ei, proaspătă. Fata noastră, wow. Rebecca. Wow. S-a născut băiatul al treilea copil cu probleme e mari. E căsătorită și... Da, și are trei copii. Doi băieți și o fetiță. Dar cel mic s-a născut cu probleme mari. La inimă și a fost operat. Dus la urgență în Târgu Mureș, de la Timișoara. La ea a fost nevoie de operație. Da. Și la aici copilul ei a fost nevoie de operație. A fost nevoie de operație și tot i-a decurs foarte bine. Și a fost cu ea acum vreo o lună jumătate la control și a spus oprim orice medicație, copilul e perfect sănătos. Slăviți să fie Domnul! Mulțumim! Mulțumim! A fost împreună cu noi Nicu Vinars de-a lungul la două episoade. Am discutat cu membrii grupului Harul, da, care au cunoscut cu adevărat Harul lui Dumnezeu. Și ne dorim tuturor celor care urmăresc această emisiune să cunoască Harul nemărginit al lui Dumnezeu. Amin! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Amin.